Bună, prieten. A venit primăvara. Cei care locuiți la casă și poate aveți și un pic de curte, mai aveți un pom, mai aveți un trandafir sau o viță de vie și știți că în fiecare primăvară e nevoie de un proces de curățire. Câteodată ne vine greu ca să tăiem câte o mlădiță, dar pentru ca să fie roditoare, îi nevoie de curățirea aceasta. La fel, e nevoie și în propria noastră viață de curățire. Și aici nu mă refer doar la păcat. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, spune Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Omul este o ființă liberă, însă a fi liber înseamnă a face priorități uneori, a alege ceea ce este important și ceea ce este mai puțin important. Așadar, vă invit să priviți la propria voastră viață și să faceți o curățire în propria voastră viață. Nu puteți face toate lucrurile. Așa că dați la o parte ceea ce e nefolositor și faceți doar lucruri folositoare care să îl glorifice pe Dumnezeu.